este doliu uriaș. Simona Trașca a dat vestea dureroasă, iar în acest context vedeta a detaliat că ieri a avut loc în mormântarea bunicului ei. Din păcate, bărbatul s-a stins din viață chiar cu o zi înainte de Florii. Se cunoaște faptul că Simona Trașca a avut tot timpul o relație foarte apropiată față de toți membrii din familia ei, iar moartea bunicului ei a venit ca un șoc, mai ales că era ultimul bunic pe care ea l mai avea. Distrusă de durere, Simona a publicat pe pagina ei de socializare o fotografie în care apare complet îmbrăcată în negru, cu ochelari de soare de aceeași culoare pentru a ascunde suferința de pe chip. În urmă cu doar câteva săptămâni, Simona Trașcă era extrem de speriată și nu știa ce să facă, asta după ce de mai multe ori a început să-l viseze pe soțul ei decedat. Ea susține că bărbatul decedat în urmă cu 11 ani îi apare în vis și o cheamă la ea. Din această cauză, blondina a început să aibă atacuri de panică și s-a închis în casă.